scandal uriaș în showbizul românesc. Artista Mihaela Cernea a fost agresată fizic de către soțul ei, pictorul Costin Craioveanu. Soțul acesteia a cauzat și un accident cumplit, în urma căruia a distrus două autoturisme. Iată cum s-a întâmplat totul. Solista blondă a trupei Clas a depus ordin de restricție împotriva tatălui copilului ei, acuzându-și soțul de violență domestică. Pictorul Costin Craioveanu a fost surprins băut la volan după ce a provocat un accident rutier în cartierul Cotroceni din capitală. Acesta a avariat două autoturisme care staționau pe o stradă din Cotroceni. Vecinii au sunat imediat la 112 și pictorul vedetelor le-a explicat polițiștilor faptul că mașina sa ar fi alunecat din cauza faptului că nu și-a fi schimbat cauciucurile de vară cu cele de iarnă, așa cum prevede legea. Bărbatul nu avea voie să staționeze pe strada unde a produs accidentul, acolo unde domiciliază soția sa, Mihaela Cernea, deoarece artista a cerut pe 20 ianuarie un ordin de restricție împotriva tatălui copiilor pe motiv de violență domestică. Potrivit judecătorilor, Craioveanu nu avea voie să se apropie la 200 de metri de reclamanta Mihaela Cernea. Mai mult decât atât, pictorul este nevoit să facă psihoterapie la centrul de asistență al agresorului din sectorul 5 timp de 3 luni. De când s-a retras de lumina reflectoarelor, Mihaela Cernea a devenit profesor de canto pentru cântăreții noii generații. Solista și-a deschis și propria afaceri, o sală de fitness și yoga, unde se antrenează și ea. Am găsit un spațiu bun lângă casă, în cartierul Cotroceni, acolo îmbin utilul cu plăcutul, pe care îl consider unul minunat. Până să-l transform într-un loc plăcut, dedicat mișcării, timp de 3 săptămâni am muncit la transformarea lui cu trafaletele și alte minuni, povestea Mihaela Cernea. Aceasta este căsătorită de mai bine de 20 de ani și au împreună o fată și un băiat, Leia, 14 ani, și Leon, 17 ani. În prezent, artista și soțul ei sunt în plin scandal după ce blonda a cerut acel ordin de restricție împotriva partenerului său, după ce pictorul ar fi agresat-o fizic. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!